fermierii români acuză guvernul că îi falimentează. Adevărul este că domnul Grindeanu, nu știm când e domnul Grindeanu în realitate, că a venit și ne-a spus că ucrainenii răi umblă și adâncesc canalul Băstroie. Ieri, domnul Grindeanu era cu ucrainenii buni și a zis că dublăm tranzitul cerealelor Ucrainei prin România. Problema este cu cerealele astea că ele nu vin doar pe tranzit. Ele rămân pe aici și falimentează producătorii noștri. Și nu-s doar cereale, vedeți dumneavoastră că sunt și alte produse. Făină, ulei, miere. Ideea era să ajutăm Ucraina. România s-a angajat să ajute Ucraina. Și România, și Polonia. Și am făcut foarte multe lucruri în acest sens. Tocmai pentru că suntem un stat întreg la minte care înțelege că în Ucraina se întâmplă un război criminal. Problema este că avem niște guvernanți care sunt foarte slabi. Nu știu dacă or fi și în alt fel. Problema este că ieri am aflat de la domnul Grindeanu, nu știm unde era ministrul agriculturii în toată această povestioară, că Sulina va deveni navigabil 24 de ore din 24, 7 zile din 7 pentru tranzitul a 4 milioane de tone de cereale din Ucraina. Între timp, în România, grâul este la un minim al ultimilor 8 ani. Nu-și mai scot oamenii nici motorina, nici îngrășămintele. Apropo, glumiță, zice Ministerul Agriculturii că o să facă troc cu Egiptul. Noi le dăm grâu și ei ne dau îngrășăminte, după ce noi am distrus și industria de îngrășăminte. Discutăm astăzi cu oameni care cunosc foarte bine domeniul și încercăm să înțelegem ce o să se aleagă de producătorii români, ce o să se aleagă de agricultura României. Pentru că vin tiruri și tiruri cu legume și fructe din Turcia. Anul trecut, 300 de notificări la Uniunea Europeană s-au făcut pe pesticidele din legumele și fructele din Turcia. În România, parlamentarii noștri, mă rog, unul anume de pe la Buzău, căuta pesticide în roșiile făcute, produse aici, de românii noștri. Nu căuta pesticide aduse de 180 de milioane de dolari din Turcia. Discutăm despre aceste subiecte și despre minciuna marii ieftiniri de s-au bătut oamenii pe zahăr, la raft, pentru 4 bănuți. Invitații mei și ai dumneavoastră în această a doua parte, Politica Zilei, Lidia Moise, jurnalist economic, a rămas alături de noi. Mulțumesc foarte mult, se alătură domnul profesor de economie Mircea Coșa, vă mulțumesc foarte mult. De asemenea, Ionel Arion, președintele ProAgro, mulțumesc foarte mult. Și, de asemenea, domnul Ștefan Muscă este fermier producător, președintele Sindicatului Fermierilor Patrioți din România. Mulțumesc foarte mult! Bună seara! Bun, haideți să începem, domnule Arion, cu dumneavoastră. Cum ați primit informația de ieri de la domnul Grindeanu, ministrul transporturilor, nu știm unde este ministrul agriculturii în toată această poveste, că se dublează tranzitul de cereale. Ne întrebăm cu toții de ce nu se dă prioritate românilor, fermierilor români în portul Constanța, de ce nu se face un culoar special pentru cerealele României. Asta în condițiile în care depozitele sunt pline și prețurile sunt cum erau până în 2015. Vă rog. Deși ne-a fost frică să credem că se va întâmpla acest lucru, că azi suntem puși în fața faptului împlinit. În ultimele săptămâni au tot circulat bonuri că de la Comisia Europeană nu vom mai primi acea derogare de a interzice comercializarea, așa cum am cerut noi, până la sfârșitul anului, a cerealelor din Ucraina și a permite doar tranzitul și nu și comercializarea în perioada următoare. Iată că azi nu mai trebuie să ne fie frică de Comisia Europeană, că se întâmplă cu ajutorul celor care sunt vremelnic la conducerea acestei țări. Noi am tot cerut de-a lungul timpului, în ultimul an cel puțin vehement, să se creeze o trasabilitate a acestor transporturi, a acestui tranzit către portul Constanța sau către destinațiile unde mărfurile din Ucraina erau contractate. Nu s-a întâmplat acest lucru. Vedem azi pe domnul Grindeanu sau de ună zi că deja dirija cerealele din Ucraina aproape cu milioanele de tone pe lună, pentru că noi am sesizat de-a lungul timpului faptul că aceste camioane care tranzitau România nu aveau destinația neapărat de peste granițele României sau portul Constanța, așa cum era prevăzut să se întâmple, se dirijau practic către
firme procesatoare din România și sunt fabrici de ulei care nu mai achiziționează floarea soarelui din România pentru că aduc ulei brut din Ucraina, îl procesează, este mai ieftin. Și noi pe rafturile marilor lanțuri de magazine azi găsim ulei din Ucraina. Cred că 70-80% din ce este la raft este din Ucraina. Vedem, noi am sesizat că toate aceste camioane nu respectă ceea ce sunt puși de fapt să respecte transportatorii noștri, și anume acele cantități maxime care pot fi transportate pe un camion. Ucraina nu le respecta pe teritoriul României, fără taxe de drum, mașinile, unele dintre ele, dacă Doamne ferește se ajunge și se întâmplă chiar și accidente, și avem multe exemple, păgubiții, cetățenii români nu își pot repara mașinile pe asigurările RCA ale ucrainienilor, pentru că nu există între România, între UE și Ucraina, un acord pe ceea ce înseamnă RCA și multe, multe probleme. Dar cea mai mare temere a fermierilor este aceasta, că înainte de a recolta floarea soarelui și porumbul, care au volume destul de mari, mai ales porumbul, noi avem azi depozitele încă doldora de cerealele recoltate în această vară, pentru că nu am putut le scoate încă pe piață, că traderii nu sunt atât de dornici să cumpere din România, pentru că încă mai așteaptă acea derogare de la 15 septembrie, care nu va mai fi, nu va fi distanță foarte mare până atunci. Să mai spunem oamenilor și că noi am mai discutat aici că traderii aceștia în top 10 în România nu sunt firme românești. Vorbim despre Elveția, despre America, despre Emirate, despre China, cu totul alte țări, dar nimeni din România. Domnule Muscă, am discutat și ieri când era în direct această întâlnire, după ce am închis noi conversația, a apărut și domnul Grindeanu foarte fericit că a reușit să facă ceva. Eu nu spun că poate face ceva bine, s-o fi negociat ceva pentru România. Problema e ce faceți dumneavoastră producătorii români în contextul ăsta. Doamne, să înțeleg că domnul Grindeanu încă n-a uitat că nu mai este prim-ministru. Sau avea mandat de la domnul Ciolacu să poată ia dânsul a aceste decizii. Domnul Grindeanu, pe care acum ne-am convins, este politicianul care chiar vrea să distrugă fermierul de România. Pentru că pe mine nu mă lasă să mă duc cu peste 25-26 de tone pătiri încărcătură, iar cel din Ucraina vine cu 40 încărcătură plus tonajul tirului. Adică să înțeleg că eu sunt condamnat să stau 5 zile în port la Constanța datorită lui domnul Grindeanu, iar toate tirurile din Ucraina să fie prioritare. Până la urmă, țara asta, eu am spus-o și o spun încă o dată, mi se pare că am devenit o colonie, că suntem conduși de cei din Ucraina, iar politicienii noștri din România fac interesele străinilor. Noi nu mai putem să răbdăm ceea ce spunea colegul meu. Eu trebuie să bag la floarea soarelui. Nu mai vine niciun transportator cu tirul din cauza că stă 5 zile, 6 zile, s-a descărcat. Nu mai am spații de depozitare pentru că nu am vândut nici grâu, dar nici nu l-am terminat de recoltat, tot datorită transportatorilor, care nu-și permite nimeni să-mi trimeasă lui Muscă un tir, să-i ții 5 zile să-i plătesc o singură cursă și să-mi stea 5 zile în port la Constanța. Este zicător la cel ce fac acești politicieni. Ne vom da mâna toate asociațiile care reprezentăm fermierii din România. Trebuie să ne punem un punct de vedere, trebuie să facem un protest, pentru că noi nu dorim decât să avem dreptul la muncă în această țară și nu să mă oblige pe mine politicianul să-mi închid afacerea sau să las pământul investitorilor străini care stau la pândă să ne ia fermele pe degeaba. Bun, Lidia Moise, problema e așa, trebuia să tranziteze și cu asta toată lumea a fost de acord. Ele n-au tranzitat, au rămas pe aici. Acum vor tranzita. Problema reală, din perspectiva mea, este portul Constanța, care nu este modernizat, care nu face față acestei situații. Pentru că e o înțelegere foarte clară. Acest grâu nu va mai fi, sau toate produsele nu vor mai fi. Și mie îmi place să cred că va exista o... mai oprească aici. Da, că va exista o coordonare, o înțelegere foarte clară cu Polonia, noi, și cred că ucrainienii o vor respecta. Polonia n-a venit ieri la Galați, Lidia Muse. Da, indiferent. Deci eu nu am reușit în atâția ani, în 30 de ani de zile, să modernizez portul Constanța. Și iată-l acum cum nu face față. Nu am nici căi ferate, nu am nici
facilități de depozitare a mărfii, pentru că ar trebui să am aceste lucruri. Nu am nimic. N-am investit nimic în Portul Constanța. Și aș prefera să cred că acum, datorită acestui interes masiv pentru punctul strategic la Marea Neagră, care este Portul Constanța, vom beneficia de niște finanțări, poate chiar americane, pentru că americanii au promis asistență financiară pentru achiziția de nave ieri. Au fost aceasta este o problemă. Deci avem urgentă nevoie de investiții în Portul Constanța. Dacă vom transforma această criză într-un avantaj, va fi bine nu numai pentru noi, ci și pentru agricultorii noștri. Dar n-ar fi corect acum să dăm prioritate fermierului român în Portul Constanța? E război. E greu de evaluat. E război, dar e război și aici în interior este, acum. Este, sigur că da, păi, dar e greu, adică în acest moment... Da, pentru mine e un semnal că Polonia n-a fost ieri. Domnule profesor Coșa, probabil că ați văzut și noastră aceste declarații, sau mă rog, ați citit aceste declarații, de la Grindeanu, care mergea cu bărcuța să măsoare pe Băstroie, ieri era foarte fericit că o să fie navigabil 24 din 24 Sulina, o să vină nave, o să mișcăm lucruri. Dar nu înțeleg Polonia, de ce n-o fi fost ieri și ea la discuție? A fost, în schimb, Republica Moldova, unde se cere coridor special pentru producătorii lor. Noi n-am făcut asta. Eu mă tem că nici de data asta nu o să tranziteze și oamenii ăștia o să, nu știu ce o să facă, poze la depozitele pline. În primul rând, suntem într-o situație pe care ar trebui ca să o recunoaștem foarte deschis, și anume, până acum 2 ani de zile, un an și ceva, trăiam cu impresia că cei care ne guvernează nu sunt capabili să înțeleagă rolul agriculturii românești, a industriei de procesare, pentru ieșirea României pe un plan superior din punct de vedere al competitivității și al situației interne, alimentație, prețuri și așa mai departe. Acum ajungem la concluzia că, de fapt, nu se dorește să fac niște elemente care sunt vizibile în contra agriculturii românești. Nu există niciun fel de judecată în legătură cu consecințele. Deja prețul acesta de 700 de lei pe tonă, faptul că grâul românesc stă prin hambare, că nu poate fi folosit, și e normal, în economia de piață, merg spre marfa cea mai ieftină, grâul ucrainian, eu cred că în mare parte rămâne în țară și este procesat aici. Asta înseamnă că cei care cultivă grâu în România nu și vor acoperi nevoile de reîncepere a producției pentru perioada următoare. Deci intrăm într-o perioadă în care lipsa de finanțare poate să ducă al inițiu, de la început, la scăderea producției de cereale în România din lipsa de finanțare. Ăsta e un lucru. Al doilea, aici, total de acord și ca întotdeauna cu mare estimă pentru doamna Moise, Portul Constanța, noi discutăm despre el deja din timpul pandemiei. Și anume că trebuie să existe o idee foarte clară în legătură cu acest port din două puncte de vedere. În primul rând, economic, tranzitul care se face, în al doilea rând, pentru faptul că războiul ucrainian se mută foarte serios în bazinul Mării Negre, deci acest port capătă și o importanță strategică. Nu s-a făcut nimic. Dacă țineți minte, a fost o mare realizare a Ministerului Transporturilor, cu același ministru, atunci când vreo, nu știu cât, 80, 90 până la 100 de vagoane care erau parcate pe niște linii paralele, au fost scoase de acolo. Asta a fost singura mișcare care s-a făcut. Acum, ce pot să vă spun? În momentul de față, există această situație care va avea prejudicii foarte mari în viitorul, viitorul chiar apropiat. Pentru că aceste mișcări pe care guvernul le face, în contrasensului, pentru că pe de o parte vrea ca să micșoreze costurile la alimente și la produsele de bază, pe de altă parte nu micșorează importul de alimente, de produse de bază, când în sezon. E sezonul în care ar trebui ca produsele românești să fie aduse pe piață în cantități masive, fructe și legume. Ar trebui ca să contribuie la scăderea prețului, pentru că o ofertă sporită în condițiile în care cererea scade, pentru că veniturile sunt din ce în ce mai mici, ar trebui să reducă costurile. Nu se face nici asta. Întrebați unde e domnul ministru al agriculturii. Domnul ministru al agriculturii a fost transformat într-un fel de controlor la raft. Dânsului s-a indicat să meargă în fiecare zi să vadă cum merg prețurile. Și aici este altă problemă, pentru că deja au început să se vadă rezultatele total negative ale acestei ordonanțe cu cele 14 produse, așa cum discutăm aici de câtva timp. Și anume, reducerile sunt foarte mici, dar cresc prețurile foarte mult la alte sortimente sau la alte produse chiar. Vestea care a apărut acum și care este controlată este aceea că la produsele de igienă
în supermarketul, prețul a crescut foarte mult, da, pe măsura în care au scăzut la anumite alimente. Da. Și mai este o problemă care ar trebui ca să o spunem și asta. Dom'le, noi tot discutăm despre Uniunea Europeană, despre faptul că vrem ca să fim membri a unei piețe libere. Dom'le, piața liberă are o regulă, regula profitului. Eu îmi pun întrebarea, cum a reușit domnul prim, fostul ministru Ciucă să lămurească câteva supermarketuri, să reducă la, să scadă profitul la anumite mărfuri? Le-a dat cumva voie ca să mărească la altele sau le-a promis că nu vor exista controle în legătură cu impozitarea lor? Ceva se întâmplă acolo, pentru că nimeni nu-și permite într-o piață concurențională doar pe vorbe să-și reducă profitul, chiar de pentru 3 luni de zile. Și o să vorbim și de marile companii cu profit zero ora asta. De piață. Suntem o economie care merge în direcția unor directive guvernamentale, a unor noi tipuri de mercuriale, lucrurile astea nu poate să dăinuiască în tipul de economie pe care vrem să-l avem, lucrurile astea înseamnă un faliment. Faliment pentru cetățean, în primul rând, care nu o mai putea să găsească mărfuri la prețurile stabilite. Bun, eu sper foarte mult că ministrul agriculturii este totuși la școală. Este unul dintre miniștrii care are nevoie foarte mare să meargă la școală, să se întoarcă la școală. Nu pot spune cu exactitate dacă la cea generală sau la liceu, dar oricât pe acolo, pe undeva, domnule Barbu, vă recomandăm. Bun, domnule Arion, mă întorc la dumneavoastră. Care ar fi soluția în continuare pentru ceea ce se întâmplă în zona aceasta de cereale și nu doar de cereale, pentru că aș vrea totuși să explicați oamenilor cum am ajuns în situația asta de la tranzit, la opritul mărfurilor aici, la vânzarea mărfurilor aici în România, că nu vorbim doar despre grâu, vorbim și despre făină, aminteați uleiul și așa mai departe. Dar ce ar trebui să facă guvernul? Că despăgubirile de la Uniune sunt PAM, înțeles, alea nu le primim. Nu numai că nu le primim, dar au reușit la un moment dat să închidă vocea publică în așa fel încât să nu se mai amintească de ele. Vă spun și azi că nu s-a plătit absolut nici măcar un cent către fermieri din acele povești. Ce ar trebui să facă guvernul? Ar trebui să facă ceea ce au făcut celelalte state. Noi am rămas cam la urmă. Ar trebui să fie vehement, să-și înțeleagă rolul în Uniunea Europeană. România este membru cu drepturi de pline. România are drept de veto. România poate să blocheze orice decizie a Comisiei Europene. Poate că asta ar trebui să învețe politicienii noștri după 15 ani de la intrarea în Uniunea Europeană. Poate că ar trebui să facă prima dată, ar trebui să publicăm un manual pentru politicieni care sunt regulile Uniunii Europene și ce pot dumnealor să facă și ce pot să nu facă. Nu putem la nesfârșit. Fermierii români au fost cei mai solidari cu Ucraina. Faptul că într-un an de zile majoritatea fermelor noastre au fost decapitalizate arată faptul că noi, fermierii, ne-am pus la dispoziție economiile noastre prin faptul că nu am reușit să mai capitalizăm sau nu am reușit să mai ieșim pe piață. Trebuie să înțelegem că traderii din România sunt aceia și în Ucraina. Marfa pe care o tranzacționează dumnealor din România o țin aici pe stoc pentru că stau foarte bine la fermieri sau la terți depozitari și o aduc repede pe cea din Ucraina ca să o comercializeze. Vorbeam mai devreme de portul Constanța, ce este de făcut. Trebuie să înțelegem că toate facilitățile logistice portuare sunt private. Statul nu are absolut nimic acolo, nu poate interveni sub nicio formă, sunt private și așa cum spunea domnul profesor Coșa, se gândesc prima dată la profit. Dacă țin blocate cantitățile din România, în momentul în care nu mai pot să scoată din Ucraina atât de repede să încarce un vapor, mai afluiesc și în România câteva zeci de mii de tone de cereale. Soluția ar fi fost la îndemână dacă cu ani în urmă ne gândeam poate la sprijinirea zootehniei, pentru că era un debușeu din ceea ce înseamnă producția noastră pe comerțul intern. Faptul că azi industria de porc este la minim istoric, își arată și reversul, pentru că noi nu putem să ducem în zootehnie cereale, pentru că nu mai are cine să le consume. Pesta porcina a decimat fermele complet din România. Nu s-a putut să lua din 2017, de când avem incidență de pesta porcina africană în România, pur și simplu industria porcului
este la pământ și importăm. Nu importăm, aducem din comerțul intracomunitar de oriunde vreți dumneavoastră, numai din România nu. Știu, 80% importăm și avem 90 și ceva la sută din focarele de pestă porcină africană în Uniunea Europeană. Asta pentru că nu dorește nimeni din guvernul ăsta să termine odată cu povestea asta inventată cu pesta porcină. Dar nu dorește nimeni și atunci trebuie să suportăm aceste importuri. Nu știu la ce au ieftinit prețurile la carnea de porc și la carnea de pui. Vorbim imediat despre importuri, pentru că și asta e foarte important. Dar până acolo... Este foarte grav. Da, vă rog. Este foarte grav ceea ce s-a întâmplat și cu reducerea prețurilor, pentru că închidem și mai mult industria porcului. Pentru că o mare parte din consumul de carne de porc, ce venea din aceste ferme, este blocat prin această reducere de preț. Imediat vorbim de prețuri. Vorbim imediat de prețuri, pentru că s-a întâmplat exact ce spunea domnul profesor, că s-au scumpit celelalte. Până acolo, pentru a închide cumva, știți, Odessa, portul foarte bombardat al Ucrainei, și Odessa își redeschide plajele de astăzi. Este prima dată de la începerea războiului, da? Au redeschis astăzi plajele pentru înot în portul ultra-bombardat, prima dată de la februarie 2022. Nu-i nimic, noi să luăm în continuare cu grijă cerealele. Să-i rog pe colegii mei să trecem la subiectul cu zahărul și cu ieftinirile, pentru că tot de la poze la poze vreau să trecem la pozele cu zahărul. O bătaie efectiv în hipermarketurile din București și din țară pentru zahărul redus cu 4 bani. Da, imaginile astea de la rafturi și dacă, Teddy, dacă ai și poza cu reducerea, așa, hai să o dăm mare să vadă telespectatorii. Deci oamenii s-au bătut în hipermarketuri pentru o reducere de 4 bani la zahăr. Dacă să înțeleagă domnul Ciolacu, să înțeleagă și domnul Barbu, mă rog, dacă e la școală sau dacă se mai duce, că reducerea asta de 4 bani nu înseamnă 50%, oameni buni. Da? Deci aceste reduceri spectaculoase pentru care totuși oamenii s-au bătut până magazine. Acum, Lidia Moise, problema e alta. S-a ieftinit zahărul cu 4 bănuți, s-a ieftinit pâinea cu 5 bănuți, dar s-a scumpit cu 30% șamponul, pasta de dinți, serviciile de înfrumusețare. Era de așteptat, asta am spus-o noi toți înainte și domnul profesor Coșa a spus, toți economiștii au atras atenția că, ok, în momentul în care intervin piață, și, mă rog, hotărăști că o mulțime de produse se vor ieftini, nu? Întâmplarea face că nu te ajută nici din punct de vedere al imaginii politice, ca să zic așa. De ce? Pentru că toate aceste produse de pe celebra listă sunt foarte ieftine. Și procentual vorbim, da. Când tu spui, când spui, mamă, ieftinesc cu 25% un produs care costă 2 lei, îmi pare rău, sunt câțiva bănuți acolo. În schimb, pe de altă parte, negustorii, nu, marile companii care au agreat chestiunea asta, profită de acest moment și scumpesc celelalte produse care sunt deja scumpe cu 20-30%. Și tu te trezești în situația în care nu simți aproape deloc ieftinirea și spui, bă, ce m-au păcălit ăștia? Pentru că omul obișnuit, nu, se duce și spune, ok, mi-au promis că o să ieftinească pâinea. Și uite, 10 bani, asta e ieftinire, nu? Deci s-a lucrat în procente pe prețuri mici. Este o iluzie statistică. Domnul profesor Coșa mă poate completa. Poate nu am dreptate. Da, domnule profesor Coșa, și apoi mă întorc și la domnul Muscă și la domnul Arion. Deci situația e în felul următor. S-a ieftinit zahărul 4 bănuți, s-a ieftinit pâinea cât s-o fi ieftinit ea acolo. Problema e că au crescut prețul la produse de îngrijire personală cu 30%, a crescut prețul la servicii de înfrumusețare cu 15-30% și în realitate la produsele astea, de exemplu carne de pui, carne de porc, nu sunt niciun fel de reduceri dacă te uiți de la o săptămână la alta. Și pe lună, sunt calculele economiștilor, în cel mai fericit caz economisim vreo 100 de lei, în cel mai fericit caz. Vedeți, aici este un joc statistic pe care guvernanții noștri îl prezintă cu foarte mare pompă, dar de fapt ascunde o realitate foarte tristă. A scăzut inflația, mi se spune, e un lucru extraordinar. A scăzut inflația, dar datele sunt de luna trecută, deci ele nu au nimic de a face cu ceea ce se întâmplă cu această ordonanță cu 14 produse.
Pe de altă parte, a scăzut inflația, dar a scăzut pe medie, pe global, cum se spune, dar la produsele de bază lucrurile au crescut, adică prețul a crescut cu un jur de 16%. Sunt câteva articole la care prețurile sunt într-o creștere extraordinară. Cartofii, spre exemplu, de neînțeles ce se întâmplă cu cartofii, am ajuns să avem creștere de 40%, la zahăr, de asemenea, la ouă. Și începe să fie foarte greu resimțită această ordonanță la nivelul producătorilor români, care sunt forțați de distribuitori, de comercianți, să reducă costurile la partea fabricii sau a fermei. În special producătorii de carne de pui, de ouă și de lactate. Importul de lapte continuă în continuare să fie mai favorabil, pentru că este sub prețul laptelui românesc. Deci lucrurile trebuie privite și prin prisma efectelor negative pe care această ordonanță le-a făcut, pe care orice studiu destul de primitiv, de economie, de liceu, putea să le previzioneze. Nu știu de ce. S-a mers pe această linie care, evident, avea din principiu, din primul moment, efecte negative evidente. Într-o săptămână sau două, o să vedeți că, indiferent de controlele pe care le face domnul ministru al Agriculturii, sortimentele cu reduceri nu se vor mai găsi sau se vor găsi în spot-ul, dimineața sau la o anumită oră. De altă parte, dacă ne uităm la cum evoluează prețurile cu această campanie publicitară, ați văzut la rafturi, sunt niște afișe cu reduceri, ele sunt la câteva importante supermarketuri cu capital străin. La comerțul de proximitate, cum se cheamă, care este de fapt mai răspândit în orașele mici sau în mediul rural, această ieftinire n-a avut loc și nimeni n-a controlat. Pentru că, pentru prima oară în istoria lui, Consiliul Concurenței a făcut o analiză într-o săptămână cu niște greșeli metodologice vizibile. Adică trebuia ca să meargă pe principiul vinerii negre, să vadă cât au crescut prețurile în perioada aprilie, mai, iunie, n-a făcut lucrul ăsta, ca să vadă dacă nu cumva prețurile au fost mai mari înainte de reducere și s-a ajuns tot la un preț mare. În al doilea rând, n-a luat în seamă faptul că a scăzut foarte mult cererea la alimentele de bază, iar oferta, mai ales la produse de sezon, a crescut. Deci regulile pieței au făcut ca anumite prețul să scadă. Pentru că, dacă țineți minte, Consiliul Concurenței a fost primul care a spus cu o voce foarte pesimistă că au scăzut prețurile în câteva zile cu 34% până la 40%. Da, văzând cu ochii, că a fost frumos, s-a întâmplat. Da. Unde a fost Consiliul Concurenței când s-a făcut un adevărat cartel la tot ce a venit din Ucraina și din Republica Moldova? Știm foarte bine, făină, ulei, zahărul se ambalează în România. România nu produce zahăr. Acum l-am văzut pe Ministrul de Economie că ne tot spune că la Ludu se apucă oamenii aia de zahăr. Abia aștept, că s-au mai apucat odată și au sfârșit prin a-l ambala pe cel venit în cisterne din Ucraina. Mai aflăm și noi, mai știm și noi. Dar vreau să știu, domnule Muscă, dumneavoastră, ca producător, și același lucru vreau și la domnul Arion, domnule, cum resimțiți asta cu ieftinirile? Mai aveți unde să mai vindeți sau e totul din import, de fapt? Și s-au rezolvat ei acolo între ei cu lanțurile astea de magazine? Deci, momentan, eu la această oră cel mai prost stau cu laptele, unde este plătit sub prețul de cost al producției, unde cred că din toamnă vom vide tot șeptelul de vaci. Deci nu putem să mai mergem cu un preț de 1,3 pe litru de lapte. Aici, dacă domnul ministru va interveni, i-am cerut în permanență să dea o lege a laptelui, să știu că nu are posibilitatea să intre între două contracte comerciale, dar nici nu poate să mi se plătească sub prețul de cost al producției. Franța, dacă dăm exemplu laptelui, ia de 40% din prețul de la raft producătorului, 38% de procesatorului și numai 22% de comerciantului. Eu rog această clasă politică la această oră să ia exemplu celor din Polonia, unde s-a impus la comunitatea europeană să îi se dea 1 miliard de euro. Deci nu s-a rugat, n-a stat în poziția ghiocelui. Le-a impus să li se dea 1 miliard de euro datorită problemelor pe care le-a avut, datorită cerealor din Ucraina. Eu rog acești politicieni care ne conduc la această dată să vină asupra și să salveze producătorul din România, pentru că noi nu am pățit așa ceva de 33 de ani
să nu mai am piață de desfacere, să am un preț foarte mic, să nu putem să ne asigurăm, ci să ne scoatem cheltuielile. Nu vrem profit. Vrem să nu intrăm în insolvență. Vrem să nu intrăm în faliment. Vrem să avem dreptul la muncă în țara românească. Nu poate să-mi ia nimeni. E un drept pe care mi l-am criticat și scrie în Constituție. Eu vreau să muncesc în țara românească. Politicienii trebuie să facă politici pentru mine să am un preț la produse în care să-mi scot cel puțin investiția. Nu mai spun că am nevoie de nimic, că suntem oameni care, vorba lui Marin, ce are 25 de ani de zile de când a călcat o zi în concediu. Nu mai acceptăm nicio greșeală făcută din partea politicului. Avem multe promisiuni. Miercuri avem ședință cu domnul ministru Barbu, Ministerul Agriculturii. Așa. Sper să vină cu ceva pozitiv în fața noastră, să ne ajute să scăpăm de acest faliment. Ăsta este falimentul. Domnule Muscă, vă rog eu frumos, când vă duceți la domnul Barbu, duceți din partea, vă trimit eu un abecedar și un manual de economie de clasa 11. Acelea sunt cele mai bune, știu eu sigur. Lidia Moise, voiai să intervii. Da, vreau să spun că soluția, singura soluție în acest moment, într-adevăr, este ce au făcut polonezii, să cerem, să ceară Ministrul Agriculturii Uniunii Europene să ne subvenționeze, să mărească subvenția la care să contribuie și statul român. Deci agricultura românească trebuie subvenționată, pentru că așa se explică faptul că poți să împrumuți, să cumperi carne mai ieftină din Polonia. De ce? Pentru că e subvenționat. Lapte mai ieftin din Ungaria, exact. De exemplu, că Ungaria deci, ne trimite foarte multe lucruri aici. Asta este. Da, domnule Arion, subvenție. Vă rog, acum și carne de porc, toate cele, explicați-ne, mai puteți să mai vindeți undeva puținul pe care îl aveți? Riscul foarte mare cu aceste fluctuații și intervenții în piață este ca acele puține unități de procesare pe care le avem noi în România azi să fie închise sau să fie preluate de marile lanțuri de magazine sub brand propriu. Marca proprie. Asta se și urmărește. Marca proprie, brand propriu. Puținele branduri românești care sunt oricum captive către piața de retail și sunt controlate și strânse cu ușa de fiecare dată, vor reuși cu ghilimele de rigoare să pice în plasa brandurilor proprii ale hipermarketului. De fapt, se și întâmplă lucrul acesta, în special pe lapte s-a întâmplat, dar și pe celelalte, pe conserve foarte multe. O să vedeți că inclusiv firme românești care mai produceau ulei în România ambalează azi pentru brandurile proprii ale hipermarketurilor, făină, mălai, zahăr găsim sub brandurile proprii. Riscul foarte mare, ceea ce nu am înțeles de-a lungul timpului politicieni, este ca acești oameni care conduc azi retail-ul mondial să acapareze și procesarea, iar producția va rămâne tot în mâna fermierilor, pentru că așa îi vor putea controla să producă la minimum de existență și ei să aibă materia primă. Acolo unde nu au materia primă, o vor aduce din țările membre, unde au sediu aceste companii, sau vor aduce din ceea ce înseamnă Mercosur. Mercosur este un proiect de tratat cu țările din America de Sud, acolo unde se produce mult și ieftin, și fiți siguri că nu vor intra pe piața din Occident, vor intra pe piața din Europa de Est aceste produse din Mercosur, dar asta urmează. Imediat după război ni se va scrie inclusiv acest lucru. Riscul foarte mare este că azi, cu prețul redus la raft, unitățile noastre să fie preluate, se va crea penurie de anumite produse, pentru că procesatorul va lua de unde materie primă va reuși să vândă, dar fermierul, producătorul nu va putea să vândă, nu are cum să vândă sub prețurile de cost, pur și simplu se sinucide singur. L-am rugat pe domnul ministru și îl rog în continuare, știm sigur că se uită la această emisiune, îl rog în continuare să nu cumva să prelungească cu mai mult de 3 luni această perioadă, pentru că am spus la întâlnirea pe care am avut-o pe această ordonanță când ne-a consultat, că 3 luni probabil că vom fi la perfuzie. Exact aceasta a fost exprimarea, dar după 3 luni vom muri sigur.
Păi da, trei luni au zis că fac treaba asta. Să vedem ce o să se întâmple în astea trei luni cu prețurile. Consiliul Concurenței în heirupismul lui așa l-a apucat, avântul ăsta muncitoresc acolo în această instituție. Ne-a mai spus o chestiune care e adevărată. Multe prețuri se ieftinau oricum că erau produse de sezon. Apropo de produse de sezon, legumele și fructele. Vine o statistică foarte interesantă. Domnule Muscă, noi am tot vorbit despre ce vine din Turcia. Tiruri peste tiruri de roșii, legume, fructe, până și corcoduși am adus, domnule, din Turcia. De 45 de lei costa kilogram în București, de corcodușe. De eram mici, le luam de pe marginea drumului din copac. Acum le aducem din Turcia, evident. Bine, 300 de sesizări s-au făcut în Statele Uniunii Europene cu privire la pesticidele din legumele și fructele aduse din Turcia. Problema e că la noi multe intră, se etichetează cu tricolorul nostru, cu România, de nici nu știm de unde sunt și ce este cu ele. În afară de asta, mai sunt probleme foarte mari și cu salmonela și cu tot felul de alte substanțe care ne afectează. E o travă, pur și simplu, în mâncare. În timp ce, dumneavoastră, fermierii români, producătorii români, nu aveți piață de desfacere. Domnule Muscă, despre toate aceste importuri, mai ales din Turcia și despre pesticidele din mâncarea asta pe care o importăm, o interesa pe cineva la guvernul ăsta? Noi o să ne punem punctul de vedere miercuri, în care nu vom pleca de acolo fără niște condiții clare, pentru că noi suntem români. Politicianul din România trebuie să lucreze pentru bunăstarea poporului român și nu pentru Turcia și nu pentru Ucraina și pentru nimeni. Vrem să fim puși pe primul loc. România, noi, păuritorii de hrană, suntem cei care le plătim salarii acestor oameni. Ei trebuie să înțeleagă că ei deocamdată statul nu produce mai mult de 30% din salariile bugetarilor. Restul vin de la noi, de la firme private. Trebuie să lucreze în primul rând pentru noi, trebuie să ne asigure piața de desfacere, trebuie să ne asigure că vom vinde la un preț convenabil. Pentru că îi voi propune acum Ministrului Agriculturii să preia cerealele prin Casa de Comerț Unire, să le vândă în Egipt și mai stăm cu mâna întinsă. Unde noi. Domnul Muscă, cum să vindem, doamne, până casa aia care n-a vândut două tomate? Acum vreți să... Eu am înțeles... O facem acum, doamnă, o facem acum. Da, o facem acum. Deci nu mai poate. Deci nu mai se poate. Trebuie să găsim soluții în care să am piață de desfacere. Eu trebuie să lucrez în țara românească, aici m-am născut, aici m-am trudit și la bine și la rău. Nu poate să abia aștept să vă au miercuri seara după ce vorbiți cu domnul ministru Barbu. Dar, domnule profesor Coșa, noastră știți bine cu Casa asta Unirea, știți care e ultima găselniță cu ea? Că vor să facă troc, cuvântul e corect, troc, adică trimitem cerealele din România, cică, și ei ne dau îngrășeminte, că noi nu mai avem nici de-astea pe aici, pe în România. Cum vi se pare? E posibil? Se poate așa ceva? Doamne, s-a mai încercat lucrul ăsta în Iordania. Am mai încercat acum, dacă nu mă înșel, acum 2 ani de zile, să trimitem cereale, să luăm îngrășăminte. Este o reîntoarcere într-o epocă pe care credeam că am depășit-o, și anume epoca în care noi făceam troc între țările așa numite socialiste. Era atunci o organizație, se chema CAIR, și făceam troc pe baza unei monede care se chema rublă transferabilă, o monedă, hai să zicem, virtuală, așa, și întotdeauna eram în pierdere. Așa se întâmplă și acum. Nu, România nu a ajuns țara care se vândă greu pe îngrășăminte. România a fost țara care exporta cantități mari de îngrășăminte. Tot ceea ce s-a întâmplat cu producția de îngrășăminte în România în perioada aceea a cătușelor, distrugerea acestei industrii, intrarea unui capital străin și nu numai neapărat occidental, dar și au fost și niște influențe poloneze acolo, care pentru a reduce concurența pe care o făcea exportul românesc, l-a distrus pur și simplu. Acum se încearcă o revenire, dar foarte, foarte, nu cred că are o anumită șansă. Nu se poate, evident. Da. Nu este o măsură care să fie acceptată într-o economie de piață de valoare. Da, bine, dar și țipatul la prețuri, vă dați seama, tot asta au făcut. Care, având de vedere dificultățile transferului de prețuri și de valoare. Da. Corect. M-aș întoarce la pesticide un pic, Lidia, pentru că am divagat aici cu domnul Muscă, cu Casa asta Unirea, 300 de sesizări
pentru Turcia. Astea sunt numai cifre oficiale, dar noi nu știm nici ce intră în România. Noi nu știm importurile reale. Nu știm și noi avem pe de altă parte... Uite, o să spun ceva din culisele trecutului, din culisele mele când aveam jurnaliști de investigații la un mare ziar din România. Și ei spuneau atunci că existau suspiciuni că prin vama noastră intră în loc de fructe și legume, intră droguri. A, bine, în continuare este, înțeleg că intră din America droguri. Da, și că una dintre filiere asta ar fi. Asta ce înseamnă? Și văd acum că piața noastră este supra-inundată de droguri, înțeleg, tot atât cât se descoperă. Nu? Da. Și la astea, atât și cred că aici, într-adevăr, dacă vrem să și intrăm în Schengen, trebuie să avem o altă abordare la vamă. Trebuie să avem puncte de verificare a calității produselor care intră. Dacă nu respectă standardele europene, dragă, nu intri în piața asta. Nu? Deci trebuie gândit ceva. Nu știu, avem atât de multe agenții încât îmi vine greu să cred că nu avem o agenție care să se poată ocupa. De data asta îmi pun speranța în cel care e acum. Bun, Ionel Arion, o concluzie înainte de publicitate aș vrea și de la dumneavoastră pe ce se întâmplă cu importurile, cu mărfurile astea. Vin în România, suntem ca o groapă de gunoi, cu pesticide, mai vin și deșeurile de adevărate, alea nu prea mai interesează ce și cum. Zilele trecute, colegii mei din creșterea oilor mi-au semnalat o chestiune. Din Turcia intră zilnic doar în București și pe căi mai puțin ortodoxe 25 de tone de carne de oaie în tot ceea ce înseamnă șaurmeriile din București. Trebuie să facem un calcul. 25 de tone pe zi înseamnă în jur de 750 de tone pe lună de carne de oaie în aceste fast food-uri care vin fără documente. Aș întreba ANAF sau altă instituție a statului român, are cunoștință de această chestiune? Bună întrebare, așteptăm. Da, așteptăm răspunsul. Mulțumesc mult, Ionel Arion, Ștefan Muscă, vă mulțumesc mult amândurora. Scurtă pauză de publicitate, 100 de companii au profit zero. Cele mai mari și cele mai importante dintre multinaționale, ci că merge ANAF să le controleze. Cred că e ca la OMV, dar analizăm imediat. Ne-am întors și pe final aș vrea să discutăm despre aceste 100 de companii multinaționale care au raportat profit zero, ba chiar și pierderi în România și peste care, că vezi, doamne, acum s-ar duce ANAF-ul să le verifice că de ce au ele profit zero, mai degrabă îl scot în afara țării. Profiturile uriașe pleacă în Austria, Germania, Franța, Olanda și China, în principal, domnule profesor Coșa. Întrebarea este, totuși, avem o legislație care le permite, ce poate să facă guvernul mai mult? În scoaterea profitului din țara de origine, chestiunea mai veche, a încercat și OCDE-ul să o rezolve cu cei 15% impozabil, n-a reușit pentru că există acest fenomen al optimizării fiscale care dă posibilitatea marilor companii, prin foarte multe, foarte multe metode, să transfere banii nu numai în țara de origine, dar și în țări în care situația financiară este mai convenabilă, fiscală este mai convenabilă. Deci este o chestiune cunoscută. Sunt eforturi care s-au făcut în Europa, toate rezultat notabil până acum. Există câteva exemple materiale de referințe economice din ultimii 2 ani în care s-a reușit o negociere. Este cazul Marii Britanii, al Australiei și a Noua Zeelandă, care au reușit o negociere. În ce sens? Negocierea constă în faptul că au fost rugate și s-a înțeles la această rugăminte, că aceste companii să investească în țările de origine în acțiuni care țin de anumite facilități oferite colectivităților sau localităților unde acționează. Spații culturale, sportive și așa mai departe. Și asta a mers la o anumită valoare care se estimează a fi până la 3-4% din ceea ce ar fi trebuit să dea ca impozit dacă profitul ar fi fost declarat într-o manieră corectă. Acum avem cazul ăsta de care am mai discutat, cazul impozitării băncilor, da, pentru profitul rezultat din diferența dintre dobândă la depozit și dobândă la creditare, profituri nemeritate, imorale, așa cum se spune. Cazul cel mai important e cel al Italiei, care după ce a reușit să impună 40% impozit, a doua zi a revenit și a scăzut până la 10-15%. Presiunea politică și pe bursă a fost atât de mare încât nu a putut să meargă mai departe. Concluzia care este?
Există acest model de dezvoltare al lumii, modelul global, o schimbare importantă, și anume rolul statului scade, crește foarte mult rolul companiilor multinaționale. Ele conduc lumea, ele își creează piețe, piața COVID-ului, piața militară, piața farmaceutică, piața petrolului, așa mai departe. Deci e foarte greu pentru statele naționale, care în mare parte sunt chiar, între ghilimele, crescute și finanțate prin reprezentanții de seama ai politicii. Cazurile sunt cunoscute, nu vreau să dau nume ca să nu supă relațiile noastre cu anumite țări europene. Sunt reprezentanții acestor mari companii în guverne, mergem până la președinția acestor țări. Da. În România, preiau ideea doamnei Lidia Moise și îi mulțumesc pentru această idee dintre emisiunea trecută, să nici nu ne gândim la așa ceva, la impozitarea băncilor, pentru că băncile finanțează guvernul, finanțează buget. Deci nu să dai în cer care îți dă bani. Deci e o chestiune de discutat. Iar ceea ce vrea să facă ANAF-ul, ANAF-ul nu e în stare să prindă pe aia care livrează pe bicicletă pizza. Da, acum mai sunt și în grevă la ANAF. Lidia, două vorbe aș vrea să spun. M-am uitat pe această listă care a fost publicată în presa română în ultima perioadă și m-am uitat la câteva companii mari care n-au profitat. Aș putea presupune că au investit. Și trebuie să plătească și ei, la rândul lor, costuri mai mari cu rambursarea creditelor. Dar acolo, statul român are, într-una dintre aceste mari companii energetice, așa, cu capital francez, are 37%. Are oameni în consiliile de administrație, despre care tot vorbim de atâta vreme. Deci ce face statul? De ce n-ai trimis acolo specialiști, nu? Pe care acum se rost să spună rapid la dispoziție documentele în care să se vadă dacă ce gândești tu să faci, să pui un impozit pe cifra de afaceri, este sau nu este bine. În general, impozitul pe cifra de afaceri la marile corporații n-a putut să pună nimeni. Da, problema în România e că nu știu ce au pierderi multe între ele, că sunt niște companii care n-ar avea la ce să aibă pierderi. La aranjatul mărfii pe rafturi, nu știu. Mulțumesc mult, Lidia Moise, vă mulțumesc mult, domnule profesor Mircea Coșa. De la fix încep știrile pe 1 TV cu Irina Petraru. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, seara liniștită.